Alături de noi, domnul Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Vă salut, bună ziua, domnule ministru. Bună ziua. Întrebarea rămâne, ce mai poate face, domnule ministru Diaconescu, România de azi înainte pentru a intra în Schengen? În primul rând, să profite de inerția unui moment prielnic, pentru că peste 90% din statele membre Schengen și UE sprijină aderarea României la acest acord. Deci este un moment prielnic, o nișă de oportunitate care, folosită profesionist, ar putea până în martie să genereze o schimbare de atitudine în ceea ce privește România. Dar, repet, aici este o problemă de contacte bilaterale, de dialog formal și informal, de susținere din partea mai multor state, nu numai din punct de vedere oficial. Sunt tehnici, nu înseamnă că au succes 100%, dar sunt o serie de procedee care pot fi avute în vedere. Variante intermediare, acceptarea politică cu anumite condiționalități tehnice, chestiuni de acest gen. Ministru Bode spunea astăzi, citez, rămânem la varianta de punere pe ordinea de zi la Consiliul Ordinar din martie sau la orice alt Consiliu Extraordinar. Acum, președinția Consiliului o ia Suedia, care nu are niciun interes, ca orice stat nordic, să pună chestiunea asta a migranților în ordinea mandatului său. Nu pot să spun că n-au niciun interes. Din ce știu eu, am oameni pe care îi cunosc și care au avut poziții foarte relevante în sistemul politic suedez. Nu va face o astfel de gestică. Ceea ce trebuie însă demonstrat este că situația de fapt care a dus la concluzia negativă privind România de ieri s-a schimbat sau sunt șanse foarte mari să se schimbe. Deci nu se pune pe ordinea de zi dacă este pus Consiliul Jai să repete aceeași situație ca până acum. Era o șansă ca România să obțină votul care să ne acorde statutul de țară membră Schengen dacă reușeam decuplarea de Bulgaria. Explicațiile nu au fost suficiente la București de ieri până astăzi. Știm de ce n-a ieșit această decuplare? Nu, eu nu sunt de acord cu această abordare. Dacă mă întrebați pe mine, ideea de a păstra la pachet România și Bulgaria era esențială din punct de vedere al operaționalizării tehnice a implementării acordului Schengen. Aici ar fi fost o capcană, pentru că odată ce s-ar fi intrat în această logică, s-ar fi găsit argumente de amânare pe considerente procedurale, spunându-se, bun, trebuie o decizie politică pentru decuplare, pentru că Jaiu nu putea face așa ceva. Deci, din punct de vedere tehnic, 640 de kilometri de frontieră pe Dunăre, aducerea Frontex-ului în această zonă n-ar fi putut fi operantă în condițiile în care două state membre ale Uniunii Europene ar fi avut poziții diferite în acorduri diferite. La București, domnule ministru Diaconescu, se întâmplă debriefing-ul de rigoare în PNL, de pildă, e o ședință acum, citez din declarația premierului Ciucă, care spune colegilor de partid, liderilor, toată lumea și-a făcut treaba bine, apropo de ieri, dar deznodământul știm, și domnul Bode, care iarăși în ședința de partid, spun sursele noastre, spune, suntem mândri că suntem români. Acum, ne-au parvenit tot pe surse informații despre modul în care au decurs negocii. Și sunt două momente pe care aș vrea noastră ca diplomați să le decriptați, dacă sunteți de acord. Au existat reacții umorale. La un moment dat, domnul Bode, văzând că România nu reușește să înțeleagă cu partenerii austrieci, trântește și sparge cu sonul de masă, creând stupoare în jurul său. O reacție umorală, prin urmare. Și au mai fost și niște accente naționaliste ale liderilor români prezenți la întâlnirea de acum două zile cu cancelarul austriac. Absolut, din aceste gesturi nu rezultă nimic pozitiv. Cine e educat minimal în sistemul relațiilor internaționale și în codul diplomatic, nu face sau nu spune așa ceva. Ne-au făcut mai mult rău sau ne-au făcut bine? N-au făcut nimic. Pentru că ceea ce era important în astfel de momente este, mai ales în Consiliu, oprești negocierea cu Austria, pentru că nu mai e ce să-i convinge, are mandat de acasă. N-avea ce să facă ministrul de interne austriac, indiferent că îi plăcea sau nu. Și după aceea, cu masa critică a statelor, inclusiv reprezentantul Comisiei, care erau alături de România, se găsea o formulă de compromis care să nu compromită nici partea română, nici partea austriacă, nici partea olandeză, pentru că austriacii au fost înțeleși cu olandezii. Haideți să nu mergem după fentă la așa ceva. Capcana perfectă din partea Olandei. Exact. Deci din acest punct de vedere,
sunt anumite tehnicalități prin care determin un grup de prieteni ai Schengen, așa cum mi-aș închipui că se numesc ei în momentul respectiv, care găsesc o formulă pe loc, după care statele cu poziții diferite își cer aprobarea de acasă, acasă evident să reacționeze, pentru că toată lumea e mulțumită și în 3 ore se decide. Eu am trecut printr-o astfel de experiență și credeți-mă, funcționează. Ultima chestiune, cât de gravă este rechemarea ambasadorului Hurezeanu acasă la București, după dumneavoastră ca diplomat? Eu am menționat de ieri, mi-am permis să și postez așa ceva. Nu este nimic grav, este un gest diplomatic normal, care figurează în toate convențiile internaționale și tratatele privind formalizarea relațiilor diplomatice. Pe de-o parte este necesar pentru a avea o consultare aprofundată în mai multe instituții cu ambasadorul, pe de altă parte, da, este un gest de un semnal de nemulțumire care, repet, intră în codul diplomatic al relațiilor bilaterale. Mulțumesc, domnule Cristian Diaconescu, fost ministru de externe. Mulțumesc, o zi bună și mergem.